Internet și noi săptămâna asta am fost cu ochii pe justiție, pentru că angajamentul față de reforma în justiție a fost unul cumva cu un loc destul de mare în programul electoral al actualei guvernări și am vrea să vă atragem atenția la ultimile evenimente, unul din care ar fi moțiunea simplă de cenzură care a fost depusă de blocul comuniștilor și socialiștilor, în special de către Vasile Bolea, deputatul Vasile Bolea, care a solicitat venirea în Parlament a ministrului Justiției Sergiu Litvinenko ca să explice de ce în 2 luni. Mai puțin chiar de 2 luni. De ce în 2 luni de zile actuala guvernare n-a făcut reforma în justiție, după ce ei, socialiștii, au stat atâta la guvernare și n-au făcut nici ei reforma în No, justiție? întrebarea vină n-are. Hai să-l ascultăm pe domnul Bole, dacă vi s-a făcut dor. Iactă-l. Domn tânăr, de ce alți tineri ca voi au plecat din această țară? Anume din cauza la ceea ce faceți voi și dumneavoastră inclusiv astăzi, susținând ceea ce face Ministrul Justiției. La întrebarea de ce nu vin investitori în Republica Moldova, vă dau un simplu răspuns. Și de ce fug cetățenii din Republica Moldova? Închipuiți-vă un investitor străin care vede la televizor sau solicită informații ce se întâmplă în Republica Moldova și lui spun că Ministrul Justiției cu un oarecare morar că asta o să citească din presă, da? Fost procuror anticorupție, dirijează și orchestrează toate evenimentele din justiție și sub acest auspiciu este încarcerat procurorul general cu 5 minute înainte de a ieși el la conferință de presă. Bolea o vorbit despre un fapt împlinit sau despre unul din fake-uri care au circulat în sursele apropiate lor politic? Și revenind, deci întrebarea lui este, deși un investitor nu vine pentru că citește o știre fake? Deci problema e ministrul Litvinenko sau știrile fake, domnule Bolea? Care e Nu, de problema? altfel, reacția lui ministrului Litvinenko la această moțiune de cenzură pare să fie una destul de adecvată, pentru că eu am ascultat toate aceste discursuri și eu exact așa aveam un fel de explodat creierul de la atâtea aberații. Vinegretă, pur și simplu vinegretă de lucruri care nu au nicio legătură între ele. Puse toate așa aia într-un borș, doar ca să creeze senzația că există o moțiune de cenzură pentru că unii parlamentari nu sunt mulțumiți de actualul ministru. Hai să auzim și reacția lui Litvinenko la această moțiune. 2.35. Nu 2.35, până la 2.35. Deschide link-ul și până la 2.35. Of, dar am deschis și le-am dat la Bela. 2.35. Cât ai stai, nata. Trebuie să pui timing-ul de început. Nu așa se face. Deodată. Nu așa se face, de două ori se face. El vorbește de Am 2 secunde. Justiție în 2 luni. Că nu am reușit în 2 luni să desființez ceea ce voi și alții ca voi, unii dintre care se mai rețin în această sală, au plodit pentru a fura și a nedreptăți acest popor. Da, nu am realizat reforma justiției încă. Nu am început de a construi o justiție corectă care să slujească interesul cetățeanilor și a nu celor care fură, pentru că nu ne dorim să punem temelii acestei justiții pe rămășițele putrede a sistemului corupt pe care l-ați lăsat. Prima întrebare, domnul Adnan. Da, asta a fost răspunsul la întrebarea de ce în 2 luni de zile n-ați terminat de făcut reforma în Ei, justiție. trebuie factual de luat pe Bolea, serios. Nemulțumirea la Bolea că tinerii pleacă și investitorii nu vin pentru că citesc știri fake din Moldova. Și mai avem aici o reacție interesantă, poți să dai deodată. Asta? Da. Din Iactău. Simplă. Domnule Litvinenko, vă invit la tribuna centrală. Am tot încercat să sistematizez acțiunile care mi se impută, să văd totuși, ca să citesc din titlul moțiunii, care sunt acele politici ale Ministerului Justiției care nu vă plac cum au fost realizate. Și mi-a fost greu să fac o listă exactă, pentru că moțiunea, în fond, nu este altceva decât un terci, o amestecătură de minciuni, falsuri și scorniri pe care le tot vituperați la televiziunile pe care le controlați. Eu nu Stai, am înțeles cuvântul vituperați, eu chiar am vrut... Ce? A vituperați? Ia, caută, caută, a vituperi. Vitupera, a vitupera. A vitupera.
Este cuvânt, a vitupera. A blama, defăima, denigra. Ah, bun, bun, mersi domnule. Ea nu mă mai vitupera. Pe, frumos, a vitu... eu nu știam, a vitupera. Și, da, dar deși e așa de sofisticată, vitupera. Da, dar ideea este că nici măcar ministrul justiției nu înțelege ce vrut să spună Bolea cu această moțiune. Dar nu cred că Bolea a înțeles ce a spus ministrul justiției. Dar noi avem impresia că nici Bolea nu înțelege ce vrut să spună cu această moțiune. Hai, mai simplu, mai simplu. Părerea mea foarte subiectivă, că odată ce socialiștii și comuniștii au atât de puțină putere în Parlament, ei nici măcar nu pot genera știri pentru televiziunile lor proprii. Și atunci sărăcuții au o agendă. Trebuie să scoată ceva pentru buletinele de știri. Trebuie în continuare să prostească lumea. Și atunci și să mai inventăm. Hai să facem o moțiune de cenzură. Dar ce? Ce o să incriminăm? Că el e de o lună jumate, de două luni ministru. Și pute el să fac? Nu, el în două luni trebuie să fac reforma justiției. Reforma justiției care cu siguranță este necesară și cu siguranță nu poate fi făcută în două luni de zile dacă se vrea a fi făcută în profunzime. Hai să vorbim ce? Cu... Încă nu vreau să menționez toate lucrurile astea. Nu, 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 acum vreau. Acum vreau, rapid, rapid. Săptămâna aceasta mai multe știri au apărut din domeniul justiției, una dintre care este despre procurorul interimar de la Centrul de Anticorupție. Iar o leșunat televizor dacă nu mă asculți. La Centrul Anticorupție, da, avem un procuror interimar care parcă ne aduce pe aceeași roată vicioasă a averilor care se iau de la părinți, de la cumetre, de la neamuri. Mai concret, ne referim în momentul acesta la Ion Munteanu, care ocupă funcția de procuror interimar la Procuratura Anticorupție, care ne spune că are casă de milioane, ci drept de la socrii săi. Are un teren cu o suprafață de 5 are în valoare de 1,2 milioane de lei. De unde așa averi poate să aibă? De unde așa socri? De unde așa milioane? De unde? Spuneți-ne și nouă așa socri. Iată, deocamdată asta este situația în domeniul justiției. Chiar dacă se doresc reforme, eu mă gândesc că efectiv lipsa de resurse umane decente va împiedica această reformă. Nu, unii zic că e genetică, alții zic că nu, singur îți construiești drumul în viață, dar norocul. Cât joacă norocul? Așa e? Când, unde? Eu jiset să mă trezesc dimineața și spune Andrei Uha, ziarul de gardă a scris despre tine, părinții ți-au donat casă de milioane. Sfârșit! Visez. Nu, dar mie mi se pare că așa li se întâmplă, numai procurorilor, numai judecătorilor, numai demnitarilor, nu știu cum poate se întâmplă. Trebuie de strâns ceva degete de Paulo Coelho, ce e de făcut, de dăruit. Tot săptămâna aceasta, un alt dosar foarte interesant, în care apropo am fost vizată și eu, este vorba despre dosarul interceptărilor. Nu știu dacă țineți minte. Încă în 2019. Pe vremea lui Vlad Gheorghevici era așa o modă, poate și acum există, noi o să aflăm mai târziu despre asta, erau filați, adică erau ascultați. ONG-iștii, activiștii civici și jurnaliștii. A fost chiar și publicat o listă a oamenilor care erau interceptați de SIS și în acea listă eram și eu. Iată că dosarul acestor interceptări a fost trimis în instanța de judecată, ne anunță Procuratura Anticorupție și până la 15 octombrie curent a transmis în instanța de judecată că cu rechizitoriul dosarul penal denumit generic filarea și interceptarea ilegală a reprezentanților opoziției, activiștilor civici și jurnaliștilor. Atenția! 5 foști colaboratori ai poliției în cadrul fostei direcții 5 a Inspectoratului Național de Investigații, printre care și fostul șef al direcției, sunt inculpați în acest dosar. Un alt caz interesant despre care aflăm săptămâna aceasta, Constantin Țuțu, se pomenește într-un nou dosar cu 3 capete de acuzare, toate legate de îmbogățire ilicite și false în declarații. Eu știu că te-ai pus știrea de pe altă sursă de noutăți, dar eu am vrut aici să o arăt, pentru că noi puteam doar visa să vedem așa ceva pe site-ul Publica, să citim știri despre cum Procuratura Anticorupție confirmă Constantin Țuțu cercetat într-un dosar penal pe 3 capete de acuzare. Tu vezi, Nata, cum se întoarce roata vremii și a vieții. Nici nu vine Publica cred. Despre Țuțu și procuratură. Atenție, unul dintre detaliile care vreau să le cunoașteți. În perioada 2014-2019 Constantin Țuțu a obținut venituri în sumă de 6,5 milioane de lei, dar a cheltuit 10 milioane. De unde bani, Constantine? Nu știm, poate în carta și care el o citește acolo în Transfăgărășan. Poate acolo se povestește. Acolo sunt 5 cărți.
Acolo sunt 5, ei, nu, dar dacă sunt 5 cărți precis, că în fiecare carte au găsit câte un sfat pentru un milion, pentru că, uite, omul a câștigat 6,5 milioane, dar au cheltuit 10 milioane. Mm. Pentru fiecare milion au găsit câte un sfat într-o carte. Invidioși ăștia de la anticorupție. Da, deocamdată, pe imobilul său a fost pus sechestru, Andrei. Noi știm, poate voi știți, da, la telecentru. Omul poate să trăiască în S-class sau în BMW sau la telecentru există un imobil destul de, așa, impresionant, unde Constantin Țuțu nu numai că și l-a construit, dar încă și-a pus și o barieră ca să nu treacă nimeni pe acolo. Și aici iarăși mi se pare trebuie dat și odată să termine. Da, dar tu nu-ți imaginezi câte reprezentante ale sexului? Când văd bariere, se simt motivat să înainteze? Sau când îl văd pe Țuțu vorbind despre zăcăminte, îl întreabă Constantin de ce n-ai vorbit despre extragere de huilă. Ce ai zis? Și da, supă. Dar s-a terminat cu reprezentantele. Omul s-a logodit. Da. Doamna, da. Da, doamna. Deci Constantin Țuțu urmează să fie din nou în atenția publică, de altfel ca și dosarul cu Leocul. Uitați-vă cum se mișcă lucrurile. Da, stai. Eu ți-aș tăie din optimism. Ele amu apar. Noi când nu auzim e optimism. Eu chiar undeva sunt așa, știi, bun. Optimist sau sceptic sau ironic. Pentru că e clar că așa cum lucrurile astea au fost trăgânate atâta timp. Da, dar de câte ori noi ne-am ars cu compotul, eu nu m-aș bucura deloc. Da, reapare în vizor, da, un procuror spune. E că noi am vorbit despre Țuțu. Dar despre omorul în pădurea de la Orhei, doar nimic nu se pomenește. Dosarul și ăla și gata. Țuțu chiar e nevinovat? Că a murit un om din Orhei. Așa e normal. Și l-a luat pe învinuire. Și în 2019 dosarul care a început tot era unul foarte subțirel. E de znanie, îmi place să spun. Dar mie nu-mi place că tu spui că a murit. Noi doar nu avem. Eu n-am zis că a murit. Eu n-am zis că a murit. Nu. Acum ai spus. Nu, n-am zis. Da, că a murit un om în Orhei. Nu, a murit un om în Orhei. A, că a murit. N-ai să a murit. Pentru că noi n-avem cum să știi. Există prezumția nevinovăției. Da, eu știu că Vlad Gheorghevici niciodată nu adopta... Cumva el trebuie să-l ajute pe Costea. ...un fia flăcăi doar pentru că avea o mușchi inflați. Dosarul cu Leocul revine în atenția publică, renumitul dosar în care este vizat Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc ar urma să revină pe masa procurorilor. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală, potrivit instituției. Toate dosarele fără finalitate, care sunt de interes public, vor fi supuse verificărilor, printre care se regăsește și acest dosar. Noi deci au o intenție să sape prin dosarele toate dosarele astea care intenționat au fost trăgânate în perioada lui Stoianoglu. Vă mai arătăm un pic de imagini, poate vă amintiți, poate nu, în 2020 avem video în care Igor Dodon primește un culișel pe calendar. 2019, în anul 2020. Varul 2019. 19, da. Primește un culiocel cu calendar de la Vlad Plahotniuc. Pe atunci Alexandru Stoianoglu spunea că cazul nu va fi investigat și dacă cineva nu este de acord, nu are decât să dea procuratura în judecată, pentru că spune el, da, Stoianoglu așa spunea într-o emisiune, da, eu tot cred că acolo erau bani. Dar cum eu pot să demonstrez lucrul acesta? Da, spune procurorul general. O țară întreagă își dorește justiție. Își dorește Republica Moldova cu justiție bine pusă pe picioare. Și ce să fac o țară întreagă? Să-l dă în judecată pe Stoianoglu? Nu, dar e ușor să declare asta de la TV. Ca și cum asumându-ți că, băi, eu cu Nică n-am greșit.